Ambulanța Satu Mare a fost solicitată în dimineața de sâmbătă, 27 februarie, prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112 în localitatea Baba Novac pentru o moarte suspectă. Echipajul medical de urgență cu medic care s-a deplasat la fața locului a găsit un bebeluș de 6 săptămâni pe care l-a declarat decedat la locul solicitării, fiind prezente semnele de moarte biologică. La acest caz s-a acționat în colaborare cu un echipaj de poliție. Cauzele care au determinat decesul bebelușului urmând a fi stabilite după efectuarea autopsiei. În perioada 26-28 februarie, echipajele serviciului de ambulanță Satu Mare au intervenit la 383 de solicitări, din care 301 cazuri pentru urgențe.